Sindicatele Complexului Energetic Oltenia anunțau schimbarea managerului privat. Care este situația acolo? Se păstrează managementul? Nu se păstrează? Chiar dumneavoastră ați anunțat schimbarea managerului de la conducere? Nu am anunțat mandatarea AGA pentru desființarea Consiliului de Supraveghere, lucru care s-a și întâmplat. Deci avem un nou Consiliu de Supraveghere la Oltenia și chiar dacă este, să spunem, temporar, pentru că aici avem de a face cu o procedură de, pe management privat, pe ordonanță 109, și lucrurile vor intra pe făgașul obișnuit, să spunem, pentru astfel de proceduri. Dar deocamdată avem un Consiliu de Supraveghere provizoriu, care are ca temă, să spunem, elaborarea rapidă a implementarea unor măsuri alături de managementul existent care să repună Oltenia pe poziția de plutire. Sunt mulțumit că, ca urmare a negocierilor purtate la sediul Ministerului de către toți actorii sindicali și conducerea companiile. Știți că au fost la un moment dat, am avut o iarnă, așa spre primăvară, foarte agitată la Oltenia, cu multe demonstrații, manifestații în Târgu Jiu și așa mai departe. Noi i-am primit, au fost și în greva foamei câțiva mineri acolo, nu puțin. Iată că am reușit să găsim o cale de înțelegere și ieri seară s-a semnat contractul colectiv de muncă la nivelul complexului Oltenia. Este știre în premieră, dacă vreți. Și sunt foarte bucuros de acest lucru. E un pas înainte pentru cei de la Oltenia și eu sper că împreună să putem depăși toate dificultățile care le au. Păi, se decid restructurări în Se aproximativ o lună decid. acolo. Se propune concedierea a 3.000 de angajați. S-a propus concedierea 3.000 de angajați, Care e cifra astăzi? 1.200, 1.200 dintre ei au părăsit complexul în Oltenia deja, prin transferul minelor de la Berbești către CETGOVORA. Este iar o măsură pe care am reușit să o luăm la nivelul Ministerului, măsură care trena de mai mult de un an și jumătate. Prin Deci acest 1.200 și-au găsit un alt loc de muncă. practic, da, așa s-a întâmplat. Este o măsură care era extrem de necesară odată. Acolo un lanț al slăbiciunilor, dacă vreți. CETGOVORA avea datorii la Oltenia, minele oricum produceau pierdere, Olchimu avea datorii la Govora, la fel, la un moment dat, municipalitatea, oamenii din Râmnicu Vâlcea nu mai reușeau să conteze, să fie sigur că în iarna următoare vor avea căldură și apă caldă. În fine, prin tranzacția care s-a făcut, eu consider că toată dificultatea, toată această poveste, istorie, deja că nu se mai termina în zonă, s-a finalizat și am reușit să securizăm și furnizarea cu agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, dar totodată și a platformei industriale de acolo și totodată și pentru Oltenia a dispărut o sursă de pierdere și care se transformă până la urmă în venituri pentru că sunt niște bani care vor veni ei nemai fiind, de exemplu, nevoiți să provizioneze. Vorbesc despre acești oameni care s-au aflat în greva foamei, s-au blocat în subteranul minei Tehomir, dacă nu mă Da, înșel. te omis. Bun, în momentul ăsta, puteți spune că este un caz rezolvat de minister? Mai are un potențial conflictogen, să-i spun așa? Atâta timp cât toate părțile implicate vor reuși să găsească vorba dulce în problemele care le au, sper că și conducerea E nevoie, companiei cred, mai mult decât de vorbă, e nevoie și de bani. este adevărat, numai că, părerea mea, izvorul acestui conflict a fost exact lipsa de dialog și o anumită, să spunem, atitudine greșită și din partea conducerii vis-a-vis de mine. Lucrurile acestea se puteau rezolva prin dialog și fără așa nuanțe mai aspre. Da, probabil că acestea au izvorit dintr-o anumite tensiuni locale acumulate în timp. Eu sper că s-a învățat bine lecția acestui început de an
și nu vom mai avea parte de conflicte de muncă. Niciodată nu poți să fii sigur de acest lucru, dar eu consider că s-a înțeles foarte bine, toate părțile implicate au înțeles că toată lumea trebuie să facă un sacrificiu, trebuie să renunțe la orgolii și cu toții trebuie să-și dea mâna, pentru că până la urmă toți sunt de acord că trebuie făcute restructurări. Nimeni n-a spus că nu trebuie să făcute restructurări. Dar lucrurile au ajuns într-o zonă în care nu mai exista dialog între părți. Și atunci ministerul nostru a reușit să realizeze această punte de legătură și să aducă dialogul acolo unde trebuia să fie și să înlocuiască acțiunile de protest.